Bine ați revenit pe canalul nostru Roxana Stoleru. Astăzi vom sta un pic de vorbă. Am fost plecate câteva zile în Italia cu Isa și probabil că ați văzut deja a apărut primul film cu zilele petrecute la Roma, o să urmeze și Florența și Napoli. Dar până atunci am zis să vă spun câteva impresii generale despre călătorie. Am iarăși o întâlnire în Pierrefonds, de acum deja cunoașteți locația, acolo unde este hotelul pentru insecte. Și am ajuns un pic mai devreme, am așezat pe o bancă lângă bibliotecă, o să vă arăt un pic. Și am zis să stăm un pic de vorbă, cum ziceam la început. Excursia a fost foarte frumoasă, bineînțeles, o excursie organizată de noi. Am stat toate nopțile, le-am stat în Roma, dar am luat trenul într-o zi până la Florența și în alta și până în Napoli. Un tren rapid, de fiecare dată a durat în jur de o oră, o oră și jumătate, doar întoarcerea de la Napoli. Așa am găsit biletele și a fost un pic mai lung, aproape 2 ore, dar oricum a fost extrem de convenabil ca timp, pentru că altfel chiar și cu mașina, dacă am fi închiriat, am fi făcut mult mai mult, cel puțin până la Florența ne arăta traseul cam 3 ore, deci foarte convenabil. Roma foarte aglomerată, de fapt peste tot ni s-a părut foarte aglomerat. Ne gândeam că probabil că toată lumea s-a gândit ca și noi atunci când și-a ales să meargă în octombrie, că o să fie mai puțin aglomerat, mai puțin turiști și ceva mai răcoare. Ei bine, niciuna dintre astea nu s-a întâmplat. Foarte multă aglomerație. În Roma am prins și weekend și atunci probabil că pe lângă turiștii obișnuiți, erau și mulți italieni veniți în weekend în vizită, erau foarte mulți europeni care probabil că veneau la un city break și doar pentru un weekend sau poate de vineri până luni. Deci oricum foarte, foarte multă lume, a fost un pic copleșitoare prima zi și foarte cald, mult mai cald decât ne așteptam. Noi ne-am dus direct de la aeroport, am luat trenul până la Roma. Cazarea, după cum ați văzut, era chiar lângă gară și atunci a fost foarte convenabil. Am ajuns un pic înainte să putem să facem check-in-ul, dar ne-am dus, ne-am lăsat bagajele, n-am putut să ne schimbăm și am fost un pic îmbrăcate cam gros pentru cele, nu știu, 25-27 de grade câte erau în ziua aia, dar mă rog, până la urmă a fost ok. Mult mers pe jos, nu știu, în medie undeva la 26.000 de pași pe zi, ceea ce sigur că este foarte mult față de norma obișnuită, care este, cel puțin pentru mine, când lucrez de acasă, câteva mii, puține mii. Dar, da, mâncarea a fost foarte bună, chiar mă întreba astăzi o colegă ce a mâncat bun. Toate au fost foarte bune, pasta, pizze, deserturile, cannoli. Am mâncat la Florența un desert grozav, un profiterol cu un sos de ciocolată. Aici există ceva asemănător, mă rog, fără sos, cu înghețată înăuntru la Costco, dar chiar discutam că acum standardul este atât de ridicat încât probabil că nu o să mai cumpărăm așa ceva, cel puțin pentru o perioadă, sigur. Dar da, cum ziceam, de la început ne-am planificat să nu mergem în muzee, pentru că nu am stat foarte mult, ci pur și simplu să luăm pulsul străzilor, să ne plimbăm, să descoperim, să vedem sigur obiectivele turistice cunoscute și ceva pe lângă. Și în Roma am mers și am văzut Coliseum, Forum Roman, Columna lui Traian, Fântâna,
Trevi și sigur și așa mai departe, cum se cheamă, scările spaniole. Am mers pe partea cealaltă, la Vatican, era un puhoi de oameni, nu știu cât trebuiau să aștepte ca să intre, bineînțeles nu ne-am propus asta. Am mers și pe partea cealaltă, pe Trastevere, deci peste râul Tibru, foarte frumos, am urcat pe deal acolo și am avut o panoramă frumoasă a orașului. În Florența, la fel, am mers mult pe jos, pe lângă obiectivele obișnuite. Ne-a plăcut foarte mult parcul Boboli, absolut superb, era o atmosferă, așa se simțea, uite, parcă și acum simt mirosul ăsta așa de pădure. Aici a plouat azi noapte și ieri și acum se simt așa frunzele ude căzute pe jos și miroase foarte frumos. Exact la fel se simțea și în parcul acela. Chiar când am ajuns la Florența, era ud pe jos, deci plouase. Dar sigur, era mai cald decât acum, decât este acum aici, dar nici aici nu este foarte, foarte rece, în jur de, nu știu, 15 grade. Acolo erau probabil cam aproape 10 grade în plus, în jur de 22 de grade, cam așa. Dar da, foarte frumos. La fel, aglomerație, dar un pic mai puțină aglomerație decât în Roma, un pic mai curat. Roma ni s-a părut destul de murdară, multe gunoaie pe străzi aruncate. Iar la Napoli, ce să zic, acolo o să vedeți, este, adică o să vedeți din vlogurile care o să urmeze cu Florența și Napoli. Deci la Napoli o agitație și cu totul și cu totul altă lume, dar mie mi-a plăcut, nu știu, m-am bucurat foarte mult că am putut să ajungem și acolo. Rufe atârnat exact așa cum vezi în filme, în filmele vechi italiene, cu lume care strigă de la un balcon la altul. Restaurante micuțe, am mâncat la un restaurant mic de cartier, domnul respectiv a fost foarte amabil și ne-a făcut o mâncare grozavă, caracatiță, salată caprese cu mozzarella, roșii, pește, deci grozav, și ne-a răsfățat, ca să spun așa, dar sigur, o să vedeți toate astea în vloguri. Cred că s-a făcut timpul să mă întorc la treabă, așa că vă las și sper să vă placă acest intermezzo între vlogurile de călătorie. Până data viitoare, vă spun la revedere! Ciao! Și vă las în compania actorva Imagine cu Toamna Canadiană, ca de obicei.